Într-un la vecen. Deci două lucruri au fost aici. De teoria bisectoare și de asemănare. A treia chestiune foarte importantă, așa cum s-a mirunat, capcana întinsă a fost cum scriem raportul de proporționalitate. Corect. Da? Lucruri foarte, foarte importante. Altfel, tot era dat peste cap, scriați acolo niște rapoarte, perimetrul era greșit. Din ABC, mare care. Deci avem așa. Triunghiul ABC. În ipoteză. Triunghiul ABC. AD perpendiculară pe BC. Oarecare, da? Da. AD. Perpendiculară pe BC. Adică înălțimea. Da, cu D aparține lui BC. E și F sunt mijloacele segmentelor AB respectiv AC. E mijloacele lui AB. Lui AB, astfel încât. E aparține lui AB. Așa încât A e congruent cu E, B. Și F aparține lui AC. F aparține lui AC. Așa încât A e congruentă cu FC. A e congruentă cu FC. Să arătăm în concluzie că triunghiul ABC este asemenea cu triunghiul D, E, F. D, E, F. D, E, F. Nu? D, E, F. Dacă e bine, da? D, E, F. Bă, profesor, da? La problema anterioară am greșit la calcul, nu era așa. Dar ideea de lucru este bună. Da. Ideea de lucru a fost bună, numai la final ați greșit la proporție. La proporție, acolo și te rău? Acolo ați scris, ați dictat copii greșit și nu mai ești. Eu n-am fost atent. Eu n-am mai spus atent, au rămas. Deci pe final e un pic greșit, dar doar la calcul. Hai să facem, refacem calcul. Doar la calcul. Da, era era B e pe 25, nu? Deci era așa. Hai să scriem din nou. Era AB supra BD sau BD supra AB. Eu nu m-am nimic, ți-am dictat să stesc. Deci AB supra BD, egal cu AC supra DE. Și egal cu BC supra BN. BC supra BN. Dacă l-a scris invers, știți? L-a scris întâi triunghiul. Așa. E aceeași chestie. Și AB era 20. Deci 20 supra 10. Da. Egal cu AC care era 30. 30. Supra DE care nu cunoșteam. Da. Și era egal cu 25 BC supra BE. Supra BE. Și de aici ieșeau DE 15 și BE 12,5. Știți? Nu ieșeau cum ne-a dat nouă. Deci DE este ăsta, de fapt aici stai. Așa. Și faci și 3 pe 2. Adică 30 împărțit la 2. 30 împărțit la 15. Da. Și BE. Și BE. Este 12,5. Este 25 împărțit. 15 la 2, 12,5. Și acum perimetrul dă de altfel, știi? Perimetrul. Da. Perimetrul lui BED egal cu 10. Era 10 care am aflat-o, BED-ul. Plus 15 plus 12,5. Și finalul este 37,5. Da, ne facem câte o greșeală de asta. Da, și nu mai dădea, știți. Deci nu vă era răspunsul din carte și nu era... Nu, s-a uitat la sfârșit, eu îi zic, mă, nu-ți calculat greșit. Și îi zic, ați calculat greșit. Sigur. Și ea zice, ei, da. Și da, nu mă crede până nu verifică la sfârșit. Da. Am înțeles, e bine să revenim. Și atenție mult, de ce suntem împreună. Și eu obosit, sau de la ora 4, în picioare. Se și dăm o greșeală, haideți să o... Sigur că nu, mă lăsați. Da. Să lăsați, să duci și... Văd și copiii la fel care sunt urmăreți. Sigur că nu. Hai să vedem, spune așa, triunghiul ABC. Pare care. Pare care, îl face. A, B, C. A de înălțime. Perpendiculară, nu? Iată aici. A e
mijloacelui AB, mijlocului AB, dacă îmi pun e, și mijlocului AC cu F. Și ea naște triunghiul acesta. Și trebuie să avem că ABC cu D e F. Asemenea. Da. Pentru ca cele două triunghiuri să fie asemenea, trebuie să aibă două unghiuri congruente. Este asemenea cu DF. Păi DF e paralel cu B, nu? DF e paralel cu B, pe ce, da. De unde? Păi dacă e în mijloc, F e în mijloc. A, mijlocul meu știu. Din mijlocie. Da, deci FA e asemenea cu KAB. FA e cu ABC, da. Da. Numai că trebuie să fim atenți, să spunem că Dacă tu te-ai dus și ai constatat că FA e asemenea cu ABC și aici suficient, e clar că așa este. Da. Acum ar trebui să arăți că AFE e asemenea cu FDE. Că dacă ai intermediarul de asemănare AFE, e gata problema. Deci acum ai mutat problema la, în a arăta că AFE este asemenea cu FED. Adică, ce înseamnă să fie asemenea? Înseamnă... Să ai două unghiuri concrete. Da, sau unui și laturile omologe să fie proporționale. Deci trebuie să te plasezi într-una din situațiile acestea. Păi, cam par, ele sunt. Par, așa este. Dar trebuie să folosim. Deci, deocamdată, paralelismul mai folosit bine. Da, trebuie și perpendiculara. Deci, perpendiculara aceea trebuie să te ajute foarte tare. Deci, AD perpendiculară pe BC. Da, trebuie o idee pentru asemănarea asta. Două unghiuri să fie... congruente din cele două triunghiuri. FD are 90 grade. FDE, nu. Ba da. Hai, nu. De ce? Pentru că FDE, n-ai niciun motiv să spui că fac... Păi, ADB are 90. ADB are 90. Da. Și mi se pare EDB are 90. Atenție, când mi se pare, gata. Când ești mi se pare, e gata. Aici nu mergi la geometrie, mi se pare. Argument. Da, AD pe BC, AD pe BC și FE pe BC, ce înseamnă? AD pe BC și FE paralel cu BC. FE paralelă cu BC, nu știu ce înseamnă. Dar că FE paralel cu BC și AD perpendiculară. A, eventual EF e perpendiculară pe AD sau AD e perpendiculară și pe EF. Corect. Că dacă AD e o dreaptă perpendiculară pe CB și EF e paralel cu CB, e perpendiculară și pe paralel. Corect. Acolo e un, se vede, că e 90. Sigur, nu cadă discuție. Și totuși, noi ne întoarcem la problema. Tu ai plecat foarte bine că ai spus că triunghiul AFE este asemenea cu ABC pentru că știi teorema fundamentală a asemănării. Mm-hmm.
ai prins triunghiul AFE, dar nu uita că trebuie să arăți că ABC, ABC cu FDE. Și cum tu te le-ai băgat pe AFE la mijloc, ar fi bine să te concentrezi să arăți că AFE este cât FDE. Dacă reușești, e bună treabă. Dacă nu reușești, nu degeaba te-ai dus la AFE acela. Deci AFE cu FDE, e F la dor comun. Da. La asemănare nu intră la trăiești. Da, dacă sunt congruente, sunt și asemenea, sigur că da. Și ca să fie congruente, ce bine ar fi să poți arăta, să zicem, că unghiul ăsta de aici ar fi cât ăsta. Da. Și pe urmă, ăsta de aici, dacă răscrie cât ăsta, atunci problema e naturală, ai latură, unghiul și triunghiul este chiar... congruente. Chiar congruente și atunci sunt asemenea. Asemenea, corect. Un capitol, raport de asemănare chiar unul. Sigetice. Da. Să fie unghiul ăsta, cât ăsta? Păi, unghiul CF e congruent cu unghiul EVC. CF e, zice. CF e. Ce? E? CF e. CF. E. Da. Ăla de acolo. Că, f, e, da. Că, păi, da, că, f, e, trebuie să fac așa. Nu. Deci, mai încarc figura acolo. Păi asta zicem și noi, dacă arăți că d, f, e, cât a, f, e, vezi că, f, cu d, profităm și nu de acolo. Visăm. Da, e foarte frumos, trebuie să visăm. Că, asta era matematică, dacă... Zic și eu, vreau să arăt că unghiile se scad congruente, nu? Da. Da, datorită paralelismul cu unghiul ăsta de aici, cât ăsta de aici. Da. Datorită faptul că sunt paralele, tăiată de o secantă și acestea apar cu unghiuri, ce fel de unghiuri, Adi? Parte, corespondente. Corespondente. Poezia reată. Da. Deci, 1-1. Dacă unul ăsta ar fi cât ăsta de aici, adică da, ăsta de aici e cât ăsta de aici? 2 e cât 2. Adică unul e cât 2. De cauza însetate în interne. Atunci am îngrămădit problema în arăta că unul e cât 2. Deci arăta că unul e cât 2 ca și cum ar fi unul cât complet cu 2 aici. Adică, într-un triunghi, ADB, ce este DE? Ce fel de triunghi este ADB? Dreptunghic. Dreptunghic. A fost, nu? Da, dus așa, dreptunghic. Și ce este DE? Mediana. Ce știi despre mediana într-un triunghi dreptunghic? Că este pe... În parte. Mediana. Punește vârful cu mijlocul. Ca orice mediană, cu mijlocul. Dar ce face, ce este mediana? Este jumătate din ipotenuză. Corect. Din și dacă asta jumătate, știi, da. Deci dacă asta e jumătate din asta toată, da. Cum asta e cât asta, înseamnă că asta e cât asta. Și cât A e. Deci ce D e este cât e B. Ăla isocel. Și dacă isocel, unul e cât 2. Bun, deci ai fost că ăla e cât ăla, așa? Și-am terminat. Și am arătat că s-a asemenea și gata, așa, cu congruența. Deci unghiul ăsta e cât unghiul ăsta. 2 cât 2, 1 cu 1, deci 1 cu 2. Da, atâta. Deci despre triunghiul deasupra și ăsta deasupra au câte un unghi. Nu mai trebuie unul. Încă unul. Căpăciosul ia, căpăciosul ăla. Mai zi, deci, cu 34. Deci, să notăm cu 3, așa, 3 și ăsta cu 4. Deci să arătăm că 3 este cât 4. Visăm, iar zis. Da. Este esențial. Să arătăm că AF e cât FD, nu? AF e cu cine e congruent? Ca, deci nu neapărat. AF cât FD înseamnă altceva. Deci ca 3 să fie... 3 însă, fiindcă e paralel, taia de o secantă, 3 cu 2. Ăsta este 3 aici. Mhm. Și ăla e 4. Și 2 cu 2 intră, ce? Și 4 cu cine e congruent? Și 4 ăsta, dacă îl luăm așa, cât ăsta? Dacă arătăm că ălea, că triunghiul CDF e izocel, gata problema.
Asta e în fâc, ce fel de trâng este A, D, C? Da, D, F, nu-i mediană. Vai. D, F, nu-i mediană. A, D, C, da, așa D, F, nu-i mediană. Aici stacă dincolo. D, F, nu-i mediană, este și jumătate din ipotenuză. Și atunci C, D este cât F, cât, deci trâng este isoscel, deci într-adevăr 3 cu 4 și termina problema. Cu congruență. Chiar asemenea 1 la 1. Deci 1 la 1 asemănarea. Și atunci a spune asemănarea între F, D, E, e de parcă ar spune asemănarea între F, A, E. Corect. Și F, A, E este asemănat cu A, B, C. Gata, am terminat. Mai revedem o dată care a fost raționamentul? Da, eu nu prea m-am prins cu unghiurile astea, 3 cu 4, 3 cu 3. Dar aici, în partea asta... Pe prins? Nu l-am înțeles. Aici s-a înțeles? Da. Deci 1 cu 1 e adevărat? Da, corespondente. Da. 2 cu 2? Aceleași drepte. Alternite. Acolo, da. Da. Și cum... Cu 3 cu 3 e bun și dau 4 la 4 la... Păi 4 ăsta... Da. Și cu 4 ăsta, pentru dreapta asta, este asta o secantă? Da. Și asta, astea sunt paralelele, da, ca și dincolo. Da, da. Și atunci unghiul ăsta cu ăsta apare alternite. Nu mai prelungit și ca să vezi alternite. Eu l-am prelungit așa ca să vă atrag atenția. Exact ca în cealaltă. Exact, este o simetrie. Exact. Analog, cum zicem. Analog. Există o variantă mai scurtă? Din asta congruența, domn profesor? Eu aș fi făcut, n-aș fi băgat triunghiul ăsta, congruent cu asta. A. Eu m-aș fi dus deodată aici. Ăsta cu cel mare. Triunghiul ăsta cu triunghiul mare. Corect. Ele au triunghiul acesta. Unghiul ăsta de aici e cât ăsta de aici din cauza medianei. Când nu degeaba de dacă. Da, iar ăsta e cât ăsta ca alterne interne. Corect. Și l-am dus pe B aici. Aha, deci unghiul B e cât unghiul E. 1 cât 2. Fără să mă duc pe la asta, pe la aia. Dacă mi-a s-o cerut asta, s-a făcut. Okay. Deci aș fi zis unghiul albastru, cât unghiul, hai să zic, că, deci ăsta de aici și cât ăsta de aici. Da, da. Că mă duc pe la el. Tu ai tocmai ce s-a zis, domn profesor. Ana, înțeles? Încă o dată. 1 cu 2 este adevărat? Da. Din cauza că triunghiul A, D, B, ce fel de triunghi este? Dreptunghi. Și cum D e mediană, triunghiul D, E, B este isoscel și atunci 1 cu 2. Da. Dar 2 cu 2, datorită alterne interne. Și atunci 1 cu 2. Albastru, albastru. Da, două unghiuri aveam. Un unghi. Un unghi, pardon. Un unghi ăsta cu unghiul ăsta. Analog, mă duc la unghiul ăsta de aici. Adică unghiul din C, tot unghiul din C. Da, o să fie cât ăla din... 3-ul. Cât F-ul ăla, F-ul 4 ăla, nu? Așa, 3-ul de aici. Cât F-ul 4. Este cât ăsta de aici. Din cauza că e sos cel. Da, ăsta da. Și, cât și ăsta de aici este cât ăsta de aici. Corect. Și al doilea unghi. Am dus unghiul de aici cu MOV. Da. Este cât unghiul din C. Și gata, și asemănarea așa. Și unghiul 1, 1. Cele două triunghiuri F, D, E. Mai bun asta, domnule. Mai rapid, mai rapid. Dar n-ar să mă mai complic cu celălalt, congruența, raportul 1 pe 1. Da. Avem timp. Ai ieșit, a ieșit, dar e mai rapid. Da, da, ia, eu nu puteam să... Observați, eu tot timpul sunt foarte agățat de ce spune elevul. Da, să scriem. Eu zic că scriem pe asta, domnule. Asta, mult mai ușor. Da. Mult mai da. Rapidă. Demonstrați. E făcut bine că m-ai întrebat că eu între timp părăsisem ideea mea. Da. Asta. Mama gândea cu aici și eu până la casă în casă. Și atunci deci, o luăm așa, nu triunghiul A, D, C, da. Asta e de soluția rapidă. Da? Ce deci, fâie, D, E... A, așteaptă că o să zic. Demonstrație. Zicem. Triunghiul A, D, C, dreptunghic, nu? Da. Triunghiul A, D, plecăm de acolo. Da. Știm că A, D, e perpendiculară pe BC. Rezultă că măsura lui ADB ADB este egal 90 de grade. De desubt spunem DF ce e. Cum A e. A e congruent. A e congruent cu EB. Rezultă că D e median. Mediană. Într-un triunghi de triunghi, mediană e jumătate din ipotenuză, adică D e congruentă cu
EB și congruentă și cu AE. Noi subliniem că e congruentă cu DE cu EB. Da. Din asta rezultă că triunghiul DEB, triunghiul DEB, isoscel. Și rezultă din chestia asta că unghiul B1 este cât C2, ca să nu scriu. Unghiul B1 congruent cu unghiul C2. Da, B1 cu C2. De pe figură îmi permis să scriu așa. Pe urmă, cum fâie paralelă... Nu, profesor, de unghi ce? De... Cu D2. B1 cu D2 trebuie să scriu. B1 cu D2, da? Așa, cu D2, foarte bine. Cu D2. Cum FC paralelă cu BC, e sub spus, cum FC paralelă cu BC și D e secantă. Cum FC paralelă cu cum FC cu E paralelă. Nu. Cum F e paralel cu BC. Este, 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 da. Ia deci până la cealaltă. Păi, fată, stai aici, în față. Ea tot pleacă. Și nu vedeam. Păi, vedeai, îți mirnoști? Da, da. Îi vedeți cine știe? Două ore și dar nu te vedeam. Andreea. E, vină și tu. Fâie, deci cum fâie e paralelă cu BC și DE, DE secantă, așa-i? Secantă. Din cele două reiese că unghiurile D2 și cu E2 sunt alterne interne. Deci D2 congruent cu E2. Deci D2, D2 cu E2, alterne, interne. Și acolo din astea două, D2, D2, înseamnă că B1 congruent cu E2. B1 congruent cu E2. Așa. B1 cu E2. E2 fiind asta. Albastru, albastru. Da. Da? Pe urmă. Din faptul că măsura de desubă, măsura lui A, D, B A, D, C A, D, C egal cu 90 de grade, că dacă a fost A, D pe perioadă și A, D, C tot 90 de grade și D, F adică o să spunem cum A, F congruent cu F D. A, F congruent cu F C rezultă că DF mediană și dacă e mediană DF înseamnă că triunghiul DF e jumătate din ipoteză și știm că DF e egal cu FC DF congruent cu FC care e congruent cu FA. Eu subliniez asta DF cu FC, congruent. DF cu FC. Rezultă că triunghiul de aici, care triunghi? Dacă DF cât, cât FC. E vorba de triunghiul DFC. Da, isoscel. Da. Triunghiul DFC isoscel. Și fiind triunghi isoscel, unghiuri la bază sunt congruente. Adică unghiul C mov cu D mov. Da? C mov cu D mov. cum l-am notat noi? Cu 4. C 4 congruent cu D 4. C 4 unghiul C. Ce mai vorbim? Unghiul C. Tot unghiul C. E congruent cu unghiul D4, prin D4 am zis ăsta.
Adică F, D, C. D4. Iar D4 e congruent cu F4. D4 congruent cu F4. Din ce motiv? Altern intern acolo apar, nu? Pentru paralele cel din nou. Paralelii se canta F, D. Și atunci rezultă că am unghiul C congruent. Unghiul C de aici e congruent cu unghiul din F. E, F, D. Hai să scriu cu E, F, D. Cu E, F, D. Și din cele două relații, astea, cât B1 cât E2, C cu E, F, D, rezultă că triunghiurile luate în discuție, triunghiurile ABC, triunghiul ABC, este asemenea cu triunghiul exact cum am avut noi de D, E, F. Cu triunghiul D, E, F. Deci urmăriți raționamentul făcut rapid pe calea asta în care am fructificat tot din ipoteză. Că în mijlocie, care a fost esențial aici? Ce lucruri a fost esențial? Că într-un triunghi dreptunghic, mediana e jumătate din ipoteză. Deci e esențial. Da. Că nu mă aduc aminte. Într-un triunghi au uitat, știi? Da. Într-un triunghi dreptunghic, mediana e jumătate din ipoteză. Lucru foarte important. Și așa ne-a rezolvat problema. Poftim tare. Nu uitați de la și share. Sigur, asta e importantă chestiune. Și ce a mai fost aici? Paralelismul, fructificat cu unghiuri corespondente și cazul de asemănare. Corect, când da. Două triunghiuri sunt asemănate. Când au câte două unghiuri, cel mai des. De, când au două unghiuri congruente. Cel mai des folosit este acesta. Cum la cazul de congruență, latură unghi latură. Lul. Cel mai des. Așa aici e unghiul. La cazul de asemănare. La cazul de asemănare, sigur. Mai avem o problemă, dar facem mâine, doctor. Facem mâine. Da. Da. Hai să facem sinteza. Hai să facem sinteza, copiii, la revedere. Aștea. Am dat sinteza. Așa. Sinteza. Da. Ore. Sinteza ore. Prima chestiune a fost acolo cu niște radical, nu? Da. Am lucrat acolo și chestii cu radical. Radical. Modulul. 2. Am lucrat probleme și la probleme ce chestiune acolo? La prima problemă... Asta am făcut. Cazuri de asemănare. Teorema bisectoarei. Da. Deci cazuri... De asemănare. De asemănare. Teorema bisectoarei. 3. TH. Teorema bisectoare. Bisectoare. Da. Cazul așa. Mediana. Mediana într-un triunghi. Mediana într-un triunghi dreptunghic. Da. Important, opus. Mediana. Într-un triunghi dreptunghic. Dusă din vârful unghiului drept. Da. Mai de acolo. Mai de acolo are da. Proprietatea asta. Într-un triunghi dreptunghic dusă din unghiul drept. Așa. Deci cazul de asemănare era foarte frumos. Unghiul alterne, paralele tăiate. Paralelism. Da. 5. Paralele de tăiere. Tăiate de orice cantă. Și cam asta, domnule. Și cam asta a fost, da. La revedere, vă mulțumim că ați urmărit pe proful ăla și vă dorim o seară plăcută în continuare. Nu uitați de like și share! Așa, așa facem. La revedere! Mâncați ceva, că n-ați mâncat.